și bine ai venit! Pentru prima mea intrare în acest sezon, asta a fost absolut cea mai nouă și mai originală piesă pe care ați găsit-o. Ne pare rău, nu atâta tu, s-a putut. Iulica, colegii, ți-am zis că trebuie să mai cumpărăm 2-3 casete. Da. Da, să știi că îți vin foarte bine ochelarii ăștia. Sunt moda anilor 60 sau cum era? Nu, retro, nu, așa, nu? Nu, dar sunt o piesă pe care o am de ceva timp, apropo de chestia asta. Îți vin foarte bine, da. Iulia. Haide să luăm un loc aici, pentru că și tu la rândul tău ești o piesă. Mulțumesc! Ce faci, Iulia? Bine. Cum merge treaba? Știi, n-am să zicioasă de ce femeile se simt flatate atunci când sunt comparate cu obiecte. Adică? De exemplu, ești piesă. Ești piesă. Ești bombă. Nu mai e o vorbă. Ești... Noi dacă stăm mult și pe TikTok, adică ești piesă. Te-am văzut, m-am uitat, să știi, recunosc. Și la tine, seama, și la Dorian Popa. Te compar cu chiar un și la animal, Five Gang, ești o căprioară. Adică se uita iubitul tău și ce căprioară îi zici, mă, că... Nu este gelos iubitul meu oricum. Și deloc? Știe că lucrăm împreună. Exact. Andra știe că lucrăm împreună, toată lumea știe că lucrăm împreună. E ca și când ar fi gelos pe Ciucă, de exemplu. Exact. Corect. Atunci gazela sau pe mea, haide să vedem ce poze avem azi. Sau găinușa mea. Au. Păi, mi-ai zis că da, cu piesă, atunci cu un animal. Am înțeles, da, e mai bine. Gazela noastră, haide să vedem. Cerceii sunt tot făcuți de tine? Da, sunt făcuți de mine. Sunt superbi. Mulțumesc. Dar vacanța asta n-ai prea stat la soare. Am stat un pic. Ești albă. Ai... Nu am stat foarte mult, Cătălin. Mie îmi place... Apropo, am văzut-o pe Dana Sota. Da, a murit un drac. Da, era bronzată. Da. În general, eu sfaturile de beauty mi le iau de la doctori. Arată foarte bine Dana Sota, în schimb. Trebuie să fiu de acord cu asta. Dar bronzul acela mi arată puțin unsafe. Stai. Eu sfaturile de beauty mi le iau de la medici. Nu de la... Da, păi, nu, sincer, acum. Și cred că este responsabil dar să facem toți același lucru. Dar femeia are aici și zi și recomandări de n-am la medic. N-am citit cartea. Are și recomandări de la medic. Eu nu știu, adică poate este medic, habar nu am. Și ea n-a spus că e medic. Păi are nu, recomandări nu știu. Aici. Eu nici nu o să spun așa ceva, că nu știu dacă este medic sau nu. Nu m-a preocupat. No. Scorpia noastră e aici. Ți-a fost dor de mine, v-a fost dor exact. De mine. Exact. Haideți să vedem ce poze a ales Ciucă, că știți că Iulia nu suportă să spună că le alege ea. Aleg pozele. Da, nu le-am ales chiar ales eu. Tot sezonul ăsta eu voi alege pozele, nu le mai alegi tu. Băi, ești nebun. Nu mai. Le-am ales eu cu Alexandra, dar în fine, dacă el zice. Haideți să vedem. Alexandra, pentru data viitoare, scuză-mă. Te rog, Alexandra, data viitoare verificăm și Instagram-ul lui Ciucă, că văd că este dorește atenție, știi și... E o idee foarte bună. Haideți să vedem, aici este nimeni altul decât Vika. O vedem în imagini. Dar nu înțeleg această modă. Stai cu... să scoatem burtiera ca să vedem și pantofii. Pălările acestea, un fel de Panama, dar în general ciocatele nu se poartă vara. Știu că există vara? Ciocatele există foarte vara? Nu, pentru că piciorul stă închis, știi, și transpiră și intrăm în prea multe detalii anatomice. De mod afară cu ciocate vara. Acelea sunt pictoriale, este foarte diferite. Poți duce seara la un club dacă vrei așa. Event, deci, sunt preferate cele peste genunchi, niciun caz acestea. Dar poate a fost la călărie. La echitație, Cătălin. Să mă scuzați, vă rog. La echitație se merge cu altfel de cizme. Eu știu asta pentru că merg la echitație și am asemenea cizme. Deci e bine sau nu e bine? Deci a greșit-o la cizme. Da, a greșit și cu cizmele. Sincer să fiu, aici sunt mai multe greșeli. Nu-mi place nici neapărat combinarea cu ce poartă în sus. Dar sigur că o pereche de pantalon scurs din denim, cât de mult poți greși cu o pereche de pantalon scurs din denim și o pereche de ciocate. Deci, până la urmă... Dacă ar fi fost toamnă și ar fi avut un pullover foarte mare pe ea, eventual tricotat de mână, ceva produs de un brand românesc cel mai bine. De mână, mă, Iulia? Mamaie. Să rămână mamaia lui Iulia. Vă rog să ne scrieți toate mamaile care tricotează, mă interesează pulovere pentru la iarnă. Vă rog frumos, pe adresa Iulia Albu pe Instagram sau Mamaia, Iulia... dacă vă e mai ușor la noi aici, pe da, la Măruța. Da, la Măruța este cel mai bine. Hai să vedem următoarea fotografie. Este ceva... Greta, puteam să vedem și noi pozele aici, de... mă întorc acolo, nu le vedem și... Păi, nu eu am făcut cerere, apropo, că au venit copiii ăștia foarte tineri, știi? Și mă gândeam să facem un ecran mai mare, că nu mai bat până nici acolo. Nu am acolo, că de la un timp avem probleme. Nu pot să-mi pun ochelari, că mie nu stă bine cu ochelari de vedere. Stă foarte știi? Bine, Iulia. Nu cred. Cred că ai fi o profesoară interesantă. Doamne ferește, să ne ferească Dumnezeu pe toți. Să ne ferească Dumnezeu pe toți. De această imagine zic. Asta e costum de baie? Sau? Da, mă rog. Este, poți să faci, bănuiesc, surf cu ceva în genul ăsta. Nu știu dacă neapărat această piesă. Dar nu mi se pare atât de
mult soare încât să pui și acei ochelari este puțin exagerat. Ea oricum exagerează foarte mult când postează pe Instagram, ca să înțeleagă toată lumea. Noi aici nu comentăm neapărat doar ținuta, pentru că este puțin plictisitor să facem asta. Până la urmă, oamenii s-au dus doar la mare, ce au făcut, n-au făcut mare lucru, evenimente nu mai avem. Mai comentăm așa și contextul și cam ce se postează pe Instagram. Da, este în zona ei, nu o văd ieșind. Îmi pare rău, pentru că este o fată foarte frumoasă. Cred că ar trebui un stilist totuși. Crina, stai să mai vedem imaginea cu ea. Apreciez că nu are, stați că vreau să spun asta. Apreciez faptul că nu poartă ciocată. Păcat că mergeau acum. Asta mai lipsea. Dar fii atent, știi ce am remarcat eu în fotografia asta, mă rog, eu văd aici pe monitor și mai aproape. Că mie îmi place, uite, că are unghiile este albe, ușor pentru tine, Cătălin, pentru că profilul drept este profilul tău bun. La mine nu. La mine nu stângul, și am tot dreptul, știi? Și de asta nu pot. Nu, dar uite ce am remarcat eu. Dați-mi o oglindă să mă uit în spate, unde are unghiile cu alb? Mie îmi place, nu știu că ce-ți place? Cum se trage de unghi? Nu, la picioare are unghiile cu alb. Acolo m-am uitat eu. Da, e bine că are pedicura făcută, a fost o vacanță foarte lungă, Cătălin, și am văzut-o și pe Antonia într-o reclamă la bijuterii cu diamante cu manicura sărită, deci a fost superb. Învățăm să apreciem și asemenea lucruri, dar e foarte simplu să știți că nici eu nu mă mai descurc cu aceste manicuri cu semi. Lac de întreținere și este suficient. Hai să mergem să vedem următoarea fotografie. Eu credeam că zici că ai văzut-o pe Antonia în pozele alea de la mare, care au făcut senzație pe Instagram. Sunt foarte frumoase fotografiile, cred că sunt cele mai frumoase pe care le-am văzut la ea. Da, este frumoasă, este o femeie care are implant mamar, este important să spunem acest lucru și consider că este important să-l spună și ea, pentru că există această tendință ca fetele care se uită pe Instagram să creadă că lucrurile sunt așa natural și ele se întâmplă, pur și simplu ne trezim superbe toate dimineața și toți influencerii suntem așa, dar nu este așa. Și toți suntem oameni, toți avem... Iar da, ea are implant mamar, este foarte reușit, este foarte reușit, într-adevăr, dar trebuie să nu mințim neapărat poporul cu Instagramul. Da. Perfect. Acolo este, vedem, am vorbit puțin de Antonia, așa. Am făcut o paranteză. Îmi place foarte mult Alina. Deci Alina chiar este foarte bine, nu are niciun fel de stres, îmi place shortul pe care îl poartă, este un short sport, este o ținută, toată ținuta este sport. Este interesant să combine o jachetă din denim, n-a revoluționat nimic, dar nici nu trebuie până la urmă. Iar o imagine foarte potrivită pentru publicul ei. Și asta este și cel mai important. Pentru bazin. Că, da, pentru că, uite, de foarte multe ori sunt întrebată, dar de ce o persoană care, să spunem, se îmbracă puțin mai demodat sau se machează puțin mai strident, nu este neapărat rău, prost îmbrăcată sau rău în general? Este pentru că se adresează un anumit public, iar acel public asta așteaptă și asta dorește. Ea este în cealaltă extremă, public foarte young, foarte tânăr, care ascultă muzica și este foarte bine. Se schimbă generațiile, stilurile, se schimbă multe, multe lucruri. Nu da, în general, am observat mulți ani. Dar știi, ai văzut că noi stăm încă aici? Da. Am revenit pe final de emisiune, oameni buni. V-am promis că avem și niște poze selectate cu mare atenție de ciucă de data asta cu Antonia. N-ai ce să zici la pozele astea, foarte adică suntem pe Instagram. Da. Pe Instagram la Antonia, adică... Sunt foarte frumoase fotografiile, chiar foarte frumoase, le-am remarcat. Chiar dacă este în costum de baie, arată foarte decent. Îmi place foarte mult această estetică. Dar lucrul de care trebuie să fim conștienți este că în ziua de astăzi se practică acest body shaming foarte mult. Și nu doar pe internet, se practică și în școli. Și este normal, să spunem, atunci când cineva are anumite îmbunătățiri făcute și trebuie de asemenea să nu ne imaginăm că trăim în această lume în care vedetele sau influencerii nu își fac acest tip de intervenții. Există lucruri pe care le rezolvă o cremă, există lucruri pe care le rezolvă un chirurg estetician și există lucruri pe care doar lipsa soarelui le poate rezolva. Da, mă, dar n-ai ce, e o femeie exact cum ziceai tu ceva mai devreme, foarte frumoasă. Da, este o femeie foarte frumoasă, în general toate româncele sunt foarte frumoase. Uite de aici la poza asta, uite cum arată. Ia, care fotografie? Sunt curioasă. Da. Da, este o fotografie foarte frumoasă. Ea se regăsește foarte mult în estetica asta American Girl Next Door, dar cumva, știi, cu aspirațional. Ceea ce e foarte bine, e un lucru bun. Corect. Mai ales pentru publicul ei preponderent sub 18 ani. Ceea ce este un lucru rău, foarte bun. Foarte nu, deci fiecare tip de public este ok. Iulia, te mai așteptăm pe la noi. Vin săptămâna viitoare, Cătălin. Poate o să fie fericită și Greta. Să vin puțin mai decoltată, puțin mai... Da. De ce? Ai și tu ceva... Să ne scrieți... Nu, eu n-am. Doctor? Nu, că spunem. Nu, pentru că eu nu știu că nu.
A, da, apropo de toată lumea pe care vedeți voi pe Instagram, cu eu am mâncat mărar și am ce, și n-am nimic în buze și nimic nicăieri, da, mă rog, mai vorbim data viitoare. Deci nu funcționează mărarul. Nu funcționează. Ne vedem mâine la ora 3, oameni buni, să aveți o seară cât se poate de liniștită. A, și mâine la ora 3 să ne întâlnim la emisiune. Stai că nu mai vedeți reflectoare. Dați-vă la o parte, Iulia, mulțumim.